Ați foarte mult munca, că știți, a fi soția unui domn cu funcție nu este ceva care să înveți, care să știi de la naștere, să înveți pe parcurs și e efectiv mult, mult, mult de învățat. Și fiindcă nici eu nu vreau să fac, să, eu nu mi-am copilă, știți, hai că fac eu intermediar cu dinsul. Și mă bucur să văd că aici nu așteptați pe guvern să vă rezolvați toate problemele, că ați înțeles că fiecare avem putere în mâna noastră, avem ceva aici și putem face. Prin voluntariat, prin munca pe care o facem fiecare zi, într-un mod profesional, prin cum, când spunem adevărul, când alegem adevărul fața de minciună, când alegem să fim corect, avem o putere enormă și asta o să fie schimbare, nu altceva. Așa că vă mulțumesc din suflet pentru exemplu pe care îmi dați și speranța pe care ridicați și în sufletul meu că se poate face ceva oriunde suntem. Mersi foarte mult! Și eu găsim și eu parte din comunitatea acestea la Iulia și copiii! Ce scuze, acum a vorbit o limba pe care nu ați înțeles, nu? Ce limba a fost asta? Ce a fost, Claud? Wow, știți? Bravo! Bravo, bravo! O să vă cânt și ceva în limba română, cu accentul meu, dar într-o timp o să vă cânt ceva fără cuvinte. Și aș vrea să ascultați bine copii și adulți, cu suflet de copii, ce sunet vă poate trezi în sufletul? Asta se adresează direct sufletului. Sunt niște povești, fără cuvinte, dar sunt povești. Așa că copiii vă întreb, vă cer să ascultați bine și să-mi ziceți după ce povești ați înțeles. Ce povești ați simțit. Hai să începem! Prima poveste. Prima? Să fiți atenți!